Tesla este foarte populară pe TikTok, dar există foarte multe videoclipuri false pe TikTok. Deci astăzi o să vedem care TikTok-uri sunt adevărate sau care TikTok-uri sunt false. Înainte să începem, nu uitați să dați pe acolo pe butonul de like, să facem peste 5000 de like-uri ca la ultimul episod și facem și partea a treia pentru că am văzut că vă place seria asta. Abonați-vă dacă sunteți noi pe canal și haideți să începem. Number 2 is any water or snow that goes on the back window just falls right into the trunk. Like, come on, man. După cum ați văzut și în TikTok-ul ăla, pentru că plafonul este din sticlă, poate să cadă destul de ușor apa atunci când plouă. Eu am experimentat asta cu zăpadă. Așa că o să testăm acum să vedem dacă o să pice sau nu apă. Avem aici o sticlă de apă. Dăm aici pe plafon dacă o să ajungă sau nu în portbagaj. Bă, a ajuns în portbagaj, dar nu a ajuns la fel de mult cum ajungea de obicei. Bine, acum am pus, cred că cam elteanul, dar mai punem o dată, hai să vedem. Dacă l-am ușor așa cu apă pe aici, că e destul de greu să plouă așa de mult, ia. Uite că nu ajunge dacă pui ușor așa cât de cât. E o mică problemă, dar înainte la versiunile vechi era o problemă și mai mare. Fiind model 2021, nu mai intră atât de multă apă, dar tot intră. Number 3, there's no button or way to open the front trunk with your key. You actually have to open the app, wait for it to load and then pop the trunk. It's not difficult, but it is pretty annoying. Pot confirma că TikTok-ul ăsta chiar e adevărat, adică de multe ori mi se pare enervant că nu poți să deschizi francul, portbagajul ăsta din față foarte ușor, adică ori trebuie să scoți telefonul și durează ceva, adică dacă intrăm aici, dăm pe aplicație, trebuie mai întâi să ne ducem undeva, pe aici eu l-am setat aici și bam, apes un butonul ăsta și deschidere. Și durează. Dar se poate deschide și așa. If you ever lose your keys to your house and you have a deadbolt, this is how you get it unlocked. And all you need is a battery. So take the battery and press it up against the lock like this and turn it. This will trigger the bolt to retract and now you can open your door. Eu sunt cam 99% sigur că e fake, dar o să încercăm. Închidem mașina. Frumos, mașina este închisă acum și vine mai aproape cameraman. Ar trebui să punem așa și așa. E fake, n-are cum, mă, n-are cum, uite. Și nu se deschide după cum vedeți, e fake. E fake. Trick, right here there's a button that you can press that'll open the door. Oh my goodness. La fel ca celălalt, nu. Adică ar trebui să fie un buton, zice aici, dar se vede clar că e decât o cameră, așa că nu știu, să apăs pe cameră un pic, dar nu are niciun buton aici, adică chiar nu. V12 Tesla. TikTok-ul ăsta este cam jumate fals, pentru că da, putem să punem orice sunet vrem noi la mașina asta să scoată. Are o chestie numită boombox și o să vă arăt imediat cum funcționează, dar nu putem să facem asta din mers mai nou. Hai să vedem cum funcționează. Avem ceva numit boombox și putem pune o grămadă de sunete pe exterior. Spre exemplu, la cucaracea. Aici ne spune că am putea adăuga 5 sunete personalizate pe stick și să le punem să se audă în mașină. O să încercăm pentru prima dată treaba asta, după jumătate de ani de când am mașină, o să vreau să încerc pentru prima dată treaba asta. O să deschidem torpedoul. Pe stick-ul ăsta practic se salvează filmările de pe Sentry Mode și când mergem cu mașina se filmează evenimentele dacă se întâmplă ceva cu mașina. O să mă duc la calculator și o să bag un sunet pe care îl vreau pe stick-ul ăsta. O să mă duc sus la calculator. O să mă duc la calculator și o să încerc să pun un sunet care voiam de mult timp să-l pun la mașină, să vedem dacă reușesc sau nu. A few inches later. Am adăugat pe stick. Introducem stick-ul. Ca să vă explic și ce am făcut, am creat un folder numit Boombox și am adăugat un fișier MP3. Hai să vedem dacă funcționează. Dăm aici așa și opa, ce avem aici? Au apărut două chestii noi. Ia să vedem cum se aude. 3, 2, 1 și... Dați-te de pe banda 2, că se vede clar focul liber, că nu te schimbă la marele! Mulțumesc! Că nu te schimbă la marele! O să fie amuzant să încerc sunetul ăsta în trafic. Dacă mai aveți alte propuneri de sunete pe care să le adaug, lăsați-le în secțiunea de comentarii și poate într-un videoclip viitor o să încercăm mai multe sunete prin trafic și o să vedem reacția la oameni și o să fie, cred că, destul de amuzant. There's a huge Tesla hack for everybody that has a Tesla and wants to be able to drift it. A lot of people don't know that you can actually turn off traction control and ABS and all those other features that prevent drift. Pressing and holding the D in Model 3, dyno test. Hit OK? And then boom, everything's disabled.
Următoarea chiar eram interesat cum aș putea să dezactivez sistemele în caz că vrei să faci tu drifturi cu Tesla, dar aparent putem să facem următoarea chestie. Ne ducem aici, ținem apăsat pe Model 3 Standard Range Plus și ar trebui să ne apară ceva. Ia uite, introduce codul de acces. Și aici ar trebui să scriem Dyno Test. Ia să vedem dacă funcționează. Strică mașina sau nu strică mașina? What? Nu s-a întâmplat nimic, nu? Deci la asta mă așteptam să funcționeze și aparent nu funcționează. Mă așteptam să meargă Dyno Testul ăsta. Poate e mașina un model mai nou, un update mai nou și practic nu ne mai lasă. Ori mașina practic nu e făcută să o urci pe un Dyno Test. Habar n-am. This is gonna be a long trip. This is nice. Okay, Tesla, let's get this trip started. Thanks. And away we go. Deci, trebuie o mașină. Deși sunt foarte sigur că TikTok-ul ăsta nu o să funcționeze, o să stau aici în spate, pe bancheta din spate. Deci, mi-am luat poziția ca în videoclip și acum Tesla, du-mă acasă. Hai că să mă duc acasă dacă e. Sau hai în engleză. Okay, Tesla, take me home. Bă, ești nebun? Hai că da, dacă e Miruna la volan, ce aveți, mă? Tesla încă nu permite să facă treaba asta la orice mașină, așa că este fake. Să trecem la următorul TikTok. Oh, I was messing around with my car and I was gonna change my car's name to Patty, which is my mom's name, and just kind of like surprise her and be like, oh, hey mom, look, I named my car Patty. And I misspelled it and put Patsy. And I don't know if this is an error or what it is, but look what happened. What the f- Sper că e real TikTok-ul ăsta, adică pare a fi real, să nu ne luăm țeapă ca la Dyno Test. Deci, practic, dacă schimbăm numele mașini, Tesi, cum o am eu acum, și punem numele P-A-T-S-Y, Petsy, și dăm salvare, What? Asta, ok, e destul de ciudat, nu prea înțeleg care e treaba cu Petsy și de ce mi-apare un picior și după aceea părți, habar n-am care e treaba și mai e încă unul. 42 is the ultimate answer to life's questions. Well, if you go ahead and click on your name of your car and you change it to just the number 42 and you save it, bam, life, the universe and everything. Dacă punem aparent 42 ca numele mașinii, numele se schimbă de fapt în life, the universe și and everything. Deci viață, universul și totul. Nu știu care e treaba cu easter egg-urile astea, dar nu știu exact care e treaba cu easter egg-urile astea de la final. Dacă aveți explicații, lăsați și mie în secțiunea de comentarii. Cred că cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați acolo pe butonul de like, să facem peste 5000 de like-uri dacă vreți să vedeți și o parte a treia. Și nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal, pentru că mulți dintre voi nu ați apăsat pe butonul ăla de subscribe. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare.